Printre piesele aflate în patrimoniul Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva se găsesc și 4 statui menhir și un menhir simplu, toate descoperite în zona localității Baia de Criș. Cele 4 piese deținute de instituția muzeală din Deva sunt cele mai numeroase de pe teritoriul României, ele fiind descoperite de-a lungul unui secol. De fapt, sunt adevărate mărturii ale unor vremuri de mult apuse, după spusele cercetătorilor chiar de la nașterea popoarelor pe continentul european. Aceste piese sunt foarte importante, unele dintre cele mai importante piese din piatră pe care le avem în lapidariu. De ce? Pentru că reprezintă, până la urmă, unele dintre cele mai vechi și mai bine păstrate piese de artă plastică majoră din toată preistoria, să zicem, României. Sunt 5 piese, primele 3 au fost descoperite în 1881, întâmplător, și ultimele 2 au fost descoperite în anul 2000, la cariera de cărbune a minei Țerbaia. Ele sunt specifice așa numitei culturi Iamnaia, care își are originele, cum spuneam, în zonele din nordul Mării Negre, și purtătorii acestei culturi, culturii Iamnaia, au pătruns în mai multe valuri pe teritoriul Europei și, de fapt, ei sunt, până la urmă, părinții popoarelor europene, așa cum le știm astăzi. Piesele sunt, de fapt, niște, deci acestea care le avem în lapidariu, sunt, de fapt, niște statui primitive, dar au căpătat în urma cioplirii forma corpului uman. Pe ele se văd figurate brațele, care sunt flexate pe piept, au și un întreg sistem, un soi de echipament, o centură și un sistem de curele care fixează pe spate un element considerat sac sau coș sau poate o tolbă. Mă rog, toate elementele sunt foarte stilizate, astfel încât nu putem să ne dăm seama foarte clar ce reprezintă fiecare element. Însă, un element care este foarte clar e un topor figurat la brâu fiecărei statui, un topor ciocan, ceea ce a condus spre ideea că ele, și mai ales și faptul că au fost descoperite în zona de la Baia de Criș Țebea, că ar fi fost puse în legătură cu mineritul. Pentru a putea fi înțelese, statuile menhir trebuie admirate în cadrul expoziției Lapidariu de la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva. Datele tehnice oferite în exces nu fac decât să reducă din spectacolul vizual oferit unui vizitator mai mult sau mai puțin interesat de menhirii din preistorie, mai spun reprezentanții muzeului.